Bună ziua, dragi prieteni! Pink Lady, la data de 13 ianuarie, ținut în condiții de cămară, deci nu temperaturi foarte scăzute, este dens, a rezistat foarte bine. Câteva mici pete de rapăn, v-am spus eu în alte videoclipuri că are tendința să aibă probleme cu rapănul. Haideți să vedem și cum arată pulpa, dacă e făinoasă sau nu. Să luăm un cuțit. Este foarte bun. Nu e deloc făinos. E crocant. Doar coaja s-a zbârcit un pic, dar foarte, foarte puțin la suprafață. Dar pulpa este, cum am spus, deloc făinoasă. Gustul e foarte bun. Are un pic de aciditate care o duce așa înspre citrice. Un măr foarte bun. Deci Chris Pink sau Pink Lady. S-au colorat și anul ăsta în cele din urmă. Deși foarte greu. Pot fi recoltate târziu. Și, după cum vedeți, rezistă foarte bine în condiții normale de păstrare. Mulțumesc!